Urmăriți Local Combat Superstars. Ciprian Tora! A fost un meci foarte dorit. Într-adevăr, și Zmărântescu reprezenta un sportiv foarte bun, un sportiv care era medaliat la mai multe campionate europene și mondiale. El venea din Santa Ușu, eu fiind practicant de kickbox, box tailandez. De foarte mult timp și noi și alții în special au încercat să ne pună să luptăm. De ce? Pentru că eram cel mai bun din ceea ce făceam la acea vreme, la fel și el. Și atunci publicul, cei apropiați care începuse să urmărească galele Local Combat, cât și promotorul galei, și-a dorit foarte mult să ne vadă împreună la un meci. Deci a fost multă de convingere cu voi. Da, sunt amintiri plăcute din acest meci, chiar mi-e dor de acele clipe și au fost niște clipe senzaționale. Este super fight-ul acestor 20 de ediții Local Combat. Publicul este împărțit aici, e ca la fotbal, o tribună ține cu Cătălin Zmărănescu acolo unde ați văzut pe cei suporteri cu tricouri galben, iar pe partea opusă sunt suporterii lui Ciprian Sora. Și dintr-o dată sporește Hărmălaia, parcă suntem pe stadion, se aud goarne, e șotobă undeva în tribună. Iată și pe Sora, anunțat de Emil Mitrache, însoțit de Vărul Ghită. Sora și-a schimbat slujba, a trecut de la SPF la poliție, este instructor de arte marțiale de câteva săptămâni la Academia de Poliție. Asta pentru că timpul pe care îl petrecea pentru angajamentul de la SPP nu-i permitea să se antreneze suficient de bine, să se pregătească suficient de bine și mai ales pentru această luptă avea nevoie de o pregătire deosebită. Este, repet, un meci de 5 reprize. Și el și-a dorit foarte mult acest meci, deși înainte de primul meci striga pe toate posturile de televiziune că mă va bate într-un picior. Ciprian, într-un picior mă bat cu tine. Toate știrile care le-a dat în acea perioadă spunea că mă va bate. Ești pregătit pentru meciul cu Sora? Mă bat într-un picior. Ciprian! Ești următorul! Ai zis? Da? Bun. La gala viitoare voi lupta cu Cătălin Zmărândescu. Eu am tăcut din gură și mi-am văzut de programul de pregătire și am vrut să demonstrez în ring că sunt mai bun ca el. El, după ce a terminat meciul, a spus că voi rezista 5 minute. 5 reprize? Ok, eu spun că la fel va fi 5 reprize și cel mai mult se câștige. Zmărănescu a spus, pariați pe mine să nu vă pierdeți banii. Degeaba Ciprian Sora a spus, cu siguranță eu sunt cel mai bun și voi câștiga. Zmărănescu nu poate să stea în fața mea 5 reprize, va obosi. Cătălin Zmărănescu se uită, iată-i caută privirea lui Ciprian care se uită către arbitrul sârb. Velimir Karanović este în ring și arbitrii judecători sunt străini, un belgian, un bulgar și un croat. Ei au fost, ca să... Nu există vreo suspiciune, au fost cazați undeva lângă Govora, într-o locație păzită bine, ca să nu se interpreteze, să existe discuții că, eu știu, cine din stafful nu știu cărui luptător ar fi încercat cumva să-i influențeze. Suntem favoriți, doamne și domnilor, avem un meci istoric, un meci între doi artiști ai artelor marțiale, doi seniori care așteaptă această partidă de an bun, iată că până la urmă au căzut la un consens, au semnat și sunt în ring
Zmărândescu l-a provocat pe Sora după lupta pe care a avut-o la Iași, a urcat în ring după luptă și a spus... Două lovituri înalte, scuze-mă, Ciprian, te rog să stai măcar două reprize, îți promit că în două reprize te fac knockout. Replica lui Sora a fost, eu vreau ca Zmărândescu să stea în ring 5 reprize ca să-l pot bate liniștit din prima până în ultima. Lovitură înaltă de picior a lui Ciprian Sora, un pas înapoi făcut de Zmărândescu. A fost o combinație bună a lui Ciprian Sora, două croșe, lovitură înaltă cu piciorul stâng, intra Cătălin în clinch și acum cer o pauză. Cătălin Zmărândescu are probleme la frunte, este puțin zgâriat. Și în partida cu bulgarul s-a zgâriat, cred că în aceeași zonă, o recidivă. Lovitură medie, a doua lovituri consecutive trimise de Soran. Încearcă o replică pe brațe Zmărândescu. Combinația lui Sora contra a lui Zmărândescu, lovitură de genunchi la corp trimisă de Sora. Zmărândescu pare să meargă pe lovituri tare de punct, cum s-a întâmplat și acum, încearcă să micșoreze distanța și să lovească tare cu croșele, în timp ce Sora îl ține la distanță cu lovituri înalte de picior, pas în spate pentru Zmărândescu, lovitură pe exterior a lui Sora. Local Combat. Sora e drept, are mai multe meciuri disputate la Local Combat decât Zmărândescu. Zmărândescu a părăsit o perioadă circuitul. De câte ori văd o rană de genul ăsta la frunte, la cap, mi-aduc aminte de Lebane. Este unica acea imagine a lui Lebane în partida cu Cyril Abidi. Și tot un meci de 5 reprize a fost. A eschivat bine Zmărândescu pe croșeul de dreapta lui. Oh, ce picior bun al lui Sora, lovitură înaltă. S-a dus pe corzi Cătălin, acum își trage sufletul, a intrat în gardă pe combinația de brațe a lui Sora, uppercut de dreapta a lui Sora. Stă în gardă Zmărândescu pentru a lovi puțin pe Sora la această combinație. Final foarte bun de primă repriză pentru Sora. Ultimele 30 de secunde i-au aparținut lui Sora, care a trimis câteva lovituri clare, totul culminând cu acea lovitură înaltă de picior. Mi-aduc aminte că pentru acest meci chiar am făcut sacrificii. Nu știu cum a fost pentru el privit meciul, dar din punctul meu de vedere am făcut sacrificii pentru că lucram la serviciu de protecție și pază. Și bineînțeles că n-au acceptat să lupt cu Zmărândescu. Au spus, domnule, tu trebuie să muncești, nu trebuie să faci sport. Iată un impediment împotriva celor care fac mișcare într-un serviciu în care, eu zic că mișcarea ar trebui să existe. Și mai ales luptătorii. Dacă tot aveau în curtea lor ceva, trebuia să profite de lucrul ăsta. Dar n-au fost în stare. Probabil că se făcuse o mare tevatură. Precum că eu țineam cu Dinamo și îl ținea cu... sau el lucra pentru patronul de la echipa Steaua. Și atunci, bineînțeles că galeriile au început cu diverse bannere la meciuri. Au fost momente deosebite și mi-aș dori că așa cum să mai fie aceste momente în Local Combat. Am fost doi sportivi de valoare și am arătat asta și prin meciurile care le-am făcut. Lângă Sora este și camaradul său, vărul Daniel Ghiță. Și datorită lui Ciprian Sora s-a transferat la Academia de Poliție, pentru că în urma înfrângerii pe care a avut-o Ghiță în fața lui Tony Gregory și-a dat seama Sora că nu se mai poate pregăti dacă lucrează mult prea mult la serviciul de pază și protecție. A doua repriză din cele 5, momentul adevărului. Cătălin Zmărândescu versus Ciprian Sora. Un meci așteptat cu sufletul la gură de toți iubitorii de sport din România. Zmărândescu a avut un stagiu de pregătire în Olanda, unde s-a antrenat printre alții și cu Brecht Wallis. Lovește Sora în aceeași zonă pe Cătălin Zmărândescu. El a fost accidentat la piciorul stâng în urmă cu un an. Lovitura de pumn, croșee pentru Zmărândescu, îi convine lupta de aproape, să vedem dacă va reuși Sora să mai mărească.
mărească distanța. Eschivă bună a lui Smărândescu și a încercat o lovitură de jos în sus. S-a dus însă pumnul său pe garda lui Sora. Se apropie Sora de Smărândescu. Smărândescu îi convine mult mai mult lupta de aproape. Se aruncă cu roșeele. Smărândescu a făcut pas în spate și încearcă să-i tempereze elanul lui Sora cu acele lovituri pe coapsă. Din nou este lovită în burtă Ciprian Sora. A văzut arbitrul Karanović că iarăși a fost o lovitură sub centură. A fost o distanță mică și din nou Sora a pus această lovitură sub centură. Și-a schimbat garda Smărândescu și nu mai lasă pe Sora să se apropie de el. Publicul nu place acest stil al lui Cătălin din secundele precedente și două, trei lovituri înalte. Roșeu de stânga, uppercut de dreapta pentru Sora, a intrat în clinș, s-a terminat și repriza a treia. Urmăriți Local Combat Superstar. Urmăriți Local Combat Superstar. În contractul semnat de cei doi luptători există și o clauză în care se specifică că va fi și o revanșă, maxim un an de zile între cei doi luptători. Dacă e să judecăm prin prisma punctelor de regulament hotărâte de organizatori, și anume agresivitate, centrul ringului și lovituri clare, se spune că Sora are un mic plus la primele două capitole, iar în ceea ce privește capitolul lovituri clare, există un echilibru. Au avut o combinație bună de brațe Ciprian Sora. Daniel Ghiță nu mai este tensiunii și este și el pe corzile ringului. Înaltă, răspunde Smărândescu, roșeu de stânga, uppercut de dreapta, îi sparge galda Sora cu două directe. Lovit și Smărândescu cu o lovitură pe exterior și a venit pe interior Sora, dar l-a și tras de ceafă pe Cătălin, s-a avertizat Sora de către Karanović. Roșeu de stânga foarte rapid a lovit Sora. Am impresia că fiecare lovitură de joasă de picior pe care o trimite Sora e acuzată din plin de Smărândescu. Iarăși a schimbat garda Smărândescu, la așteaptă pe Sora, care nu se mai duce către oponentul său. Va fi o întâmpinare cu o lovitură frontală, însă se termină runda. Trebuie să-mi schimb serviciu, să merg la poliție, unde sunt și acum la Institutul de Studii Postuniversitare, unde am găsit înțelegere și am putut să mă pregătesc pentru a lupta în acest meci. Ar fi bine de știut că eu sunt acolo singur, dar în spatele meu sunt mult mai mulți oameni. În spatele meu exista o echipă încă de atunci. Era Horia Rădulescu, cel cu care m-am pregătit pentru fiecare meci în parte, Dohotaru Marian și mulți alții care cred că se știe că mergeam la câte un meci, cred că veneau 200 de oameni minim pentru mine la cele gale, indiferent că era la Brașov, că era în țară, oriunde altundeva, la Vâlcea sau în altă parte. Nu știu în ziua de azi dacă se mai practică acest lucru. În perioada aia găseai eram foarte iubit și publicul mă plăcea și aveam multe persoane care erau lângă mine. Foarte echilibrată lupta, așa cum de altfel ne așteptam. Parcă însă mai plin de vitalitate Ciprian Sora. Repet, arbitrii sunt străini, arbitrii judecători, la fel și arbitrul de ring, Vladimir Karanović, un arbitru foarte experimentat.
Ultima repriză, da, momentul adevărului între Sora și Zmărândescu. Să vedem cine va risca mai mult în această rundă. Cine crede că este în avantaj și va încerca să și-l conserve, sau cine gândește că trebuie să riște mai mult pentru a obține victoria pe final. Turnos început de repriză, ultima, Sora este peste Zmărândescu, nu percuțării de brațe a lui Sora, Sora se duce spre Zmărândescu, îl așteaptă la pistă, vrea să lovească în continuare, Sora nu s-a mulțumit cu acea combinație de brațe, s-a lovit și cu piciorul, iată, publicul este în călduri, ai avut dreptate, oltenii sunt fierbinți și la această gală.